54 de 25 noiembrie, ați fost convocați pentru o astăzi de ședință ordinară. Din cei ce stăt și consiliul local, sunt prezenți 14, absentează domnul Iulia. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem două proiecte de hotărâre, suplimentare și concludeți. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Proiectul 82 vizează alegerea președintelui de ședință, așa că vă rog să faceți propuneri. Pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2023. Vă rog. Propunerea domnului Bunică. Alte propuneri? Eu propun pe domnul Oceanu. Până la supunere la vot, cer permisiunea să fac o specificare. Având în vedere că a fost acuzat în place să mă vorbind, refuz acest lucru și îmi rezerv dreptul de a vorbi doar în legătură cu proiectele respective și nu, să nu fac vorbiri în calitate de președinte. Deci refuz acest lucru. Alte propuneri? Nu. Supunem la vot propunerea domnului Botaru. Cine este pentru ca domnul Bunica să fie președinte? Împotrivă? Abține? Domnul Cheamu? Domnul Cheamu? Împotrivă. N-am văzut. Nici. Vă rog frumos, fiți mai atent. Cerere? Da. 13 pentru și o abținere. Domnul președinte, Iulia, continuați oră știți. 82. 82 a fost întâmplat să vedem. Domnul primar, orândarul, ne-a adus la cunoștință și ne solicită aprobarea proiectului de hotărâre 83 din 11-2022 pentru cuantumul bursă, aprobarea numărului și cuantumul bursă scolară acordate elevilor din învățământul universitar de stat și din Comuna Căiuți. Din Comuna Căiuți în anul școlar 2022-2023. Vrea cineva să scrie la bursă? Scrie la... Nu. Nu. Votați? Nu, nu. Sunt trei întrebări. Fiind mai nou, domnul Bulică, da. Întrebați. Cine-i pentru? O întrebare. Am întrebat. Cine-i pentru? Cine-i pentru? Nu mă trebuie să abțineți. Cine-i pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este? S-a abținut? S-a abținut. Deci chiar dacă votează pe el, e obligatoriu cu celelalte două întrebări, ca să fie clar. Dacă votează toți 14. Dar nu poate să... Chiar dacă așa e. Așa e. Procedură. Da. Proiectul de hotărâre numărul 84 pe 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile al Comunei Căiuți pe anul 2022. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 13 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul. Acum trecem la punctul diverse. Cine? Cine se zgâie la vârstă? Cine se zgâie la vârstă? Cine se zgâie la vârstă? Da, cine se zgâie la vârstă? Primul domnul. Altcineva? Dă-i poți? Mai e cineva? M-a trecut, nu? Am trecut? Bă, da. Da. Domnul Soare. Prima dată vreau să vă zic mai mult două anunțuri. Pe data de 29 la ora 10, Școala Gimnazială de Lucanul Grăusevi va susține un program datorită zilei din 1 ziua României, un program artistic aici la Astfel de Primării la ora 10. Pe data de 29, fiindcă... Ce zic? Luni sau marți? Marți. Și care vrea... Pe data din 3, așteptăm la depunerea de coroane la ora cât hotărât, la 9:30, nu? Am înțeles că la 10 ziceți că începe la... La Jelen și cu preot. Da, da? Nu. Nu. De la ora 9:30 până la ora 10 începe ceremonia oficială de stat. Și ca să avem timp. Da, vă mulțumesc. Deci, asta avea 9:30. Da. Domnul Marcuță. Da, domnul Șoară. Cred că în ședințele anterioare am vorbit de asfaltul, deci de erbiu, loturi, plice, de câte, cu crăpătura pe mijloc, știți? Acum, nu știu, când am văzut că s-a lucrat. Și astăzi. Da? Dar s-a lucrat doar o parte și vreau să întreb, știți de așa ceva? Mai continuu sau s-au terminat acolo? Fac tot drumul. Păi de asta, da. Se completează crăpăturile să izolează. Dacă era făcut nou un segment și... Cu bitum, cu jumătate. Da, da. Și n-am văzut... Fisurile care au apărut în asfalt. E normal. Deci continuu lucrare. Mulțumesc. Dacă vreau? Da. Mulțumesc. Domnul Matei. Domnul primar, felicitări pentru că ați reușit și ați asfaltat cele 3 uliți din satul Pradea. Din câte știu, mai sunt fonduri, tot mai urmea să fie asfaltate, nu știu, doar la anul, aia de la Bizon până la Pol, nu? Și aia urmea să fie până doar la anul. Rugămintea este, dacă când se asfaltează ulița aia, ultima la anul, ați asfaltat și intrarea la biserică. Ăla ar trebui, canalul ăla, cred că ar trebui să scozi acolo, că nu mai ajung la aia și alea pot fi folosite în altă parte. Umplut cu balast și când tornă într-un rând de 5 cm, 30 de metri, zic eu, ar putea să rezolvați. Așa și o întrebare, dacă știți ce se lucrează la Polovesie, eu am acolo, un transformator sau cel care s-a luat cu transformatorul. Separatorul care a fost pus pentru transformatorul ăla dădea în scurt și schimbă elemente din separator sau ceva de genul. A, deci pun un separator sau ceva. Au fost separatori și din cauza timpului dădea în scurt și ei la Ion au intervenit să rezolve problema asta. Da. Domnul cu un transformator, pentru ceva face ceva. Nu avem niciun certificat de urbanism, nicio autorizație emisă pentru zona. Domnul Ochian. Domnule, câteva probleme. Într-o ședință, domnule primar, spuneați că nu încearcă să mă uit vorbind. Îmi permit și eu astăzi să vă spun că dumneavoastră vă place să mințiți. În ședințele precedente au fost proiecte prin care ați venit, cu unul din proiecte ați venit la noi ca să aprobăm circulația unor utilaje de la o societate pe drumurile comunale ale noastre. Eu am fost împotriva acelui proiect pentru că era gol de conținut, în sensul că nu spunea tonajul acelor, nu erau specificații suficiente. Ați găsit dumneavoastră de cuvință să-mi opriți propunerea mea să nu votăm acela, spunând că nu e vorba de niște utilaje grele, cum ar fi cele necesare pentru montarea stâmpilor de înaltă tensiune. Și ați spus dumneavoastră că e vorba doar de trecerea, de montarea unui cablu de fibră optică cu stâmpii existenți. Nu, domnule primar, ați mințit. Pentru că pe drumurile noastre comunale sunt filmări, sunt fotografii, au fost utilaje, spuneați dumneavoastră și vă întreb, cu dreptul de a mă contrazice dacă, că nu am reținut bine. În urma expertizei, care este tonajul acceptat pentru a se trece pe podul care este cu probleme? Podul peste trotul și de la Helting. Mi-amintesc parcă vreo 22 de tone, dacă nu mă știu. Cam așa. Dar de la 22 de tone la 88 de tone o macara care a trecut pe acel pod, e diferență mare. V-am spus ca să puneți pancarde cu limitarea de tonaj și de viteză, nu ați putut. Dar faptul că spuneți că e o fibră optică necesară pentru montarea unei fibre optice și nu a utilajelor respective, dom'le, eu v-am spus, nu a fost altceva decât o minciună. A doua problemă. Mi-ar plăcea și mie să vă pot adresa felicitări, domnule primar, în cazul când se vor asfalta niște drumuri comunale la satele de peste apă. Așa cum a spus domnul Matei, pentru sat din Pralea, Bugaș și așa mai departe. Veniți astăzi cu o rectificare bugetară în care anunțați că luați câteva sume de bani de la construirea căminului cultural. Luați-l cu totul de acolo cămin. Nu știu dacă satului Heltiu și zonei de acolo duce lipsă de cămin cultural și nu de alte probleme. Luați de la modernizarea drumului comunal de 114 Căiuți și Heltiu. Și unde reduceți? Modernizare prin asfaltare, satul Bidar, comuna Căiuți și respectiv Prada. N-am nimic împotrivă, eu mă repet. Am spus, domnule, e bine să se facă toate. Veți veni acum și îmi veți spune toate la rândul lor și că nu sunt sume suficiente pentru asfaltarea acelui drum, Căiuți-Heltiu. Că nu aveți fonduri suficiente și nu ne putem apuca că să rămânem cu el neterminat, început și neterminat. Domnul primar, de atâția ani de zile au fost în rezerva bugetului comunei au fost bani. Ați cheltuit tot felul de bani. Ați reparat și ați modernizat primăria. Nu știu dacă era urgent să schimbați tâmplăria la primărie și nu la școală, unde bate gândul. Ați îndreptat banii acum și îndreptați cu pregătere către școala Bridar, care nu este în cea mai proastă stare. Există comparativ cu Heltiu, să zicem, care plouă. Și acoperișul nu-i de tablă făcut ca la Bridar acolo. Nu vreți să faceți nimic. Absolut nimic pentru zona aia. A treia problemă, ridicată de un coleg, fisurile din asfalt, da, confirm să lucra și astăzi. Întrebare, o pun. Dacă ați hotărât cu cei care execută lucrarea respectivă ca să acopere toate fisurile. Și când spun toate fisurile, mă refer, fisuri sunt pe centrul drumului, unde ar trebui să fie marcajul de delimitare a celor două sensuri de circulație, pe de o parte, și fisuri mai sunt și în laterale, respectiv în imediata apropiere a acostamentului. Și cum drumul ăla a fost asfalt și cu beton, șanțuri periate, acolo sunt crăpături mari, la alea nu am văzut că se lucrează. Vă rog să-mi spuneți dacă aveți în vedere ca să spuneți firma respectivă cu societatea care execută lucrare să execute și această lucrare. Ar mai fi multe, dar mă opresc pentru că nu de altceva. De teamă să nu-mi spuneți că îmi place să mă aud vorbind. Vă mulțumesc. Mai aveți ceva de spus? Domnul primar, dacă vreți ceva de spus. Și mai e cineva la punctul de versie, cred că nu o să mai scris din la buză. Din cele spuse de colegi, deci cred că doamna Orhianu se dau câteva răspunsuri. Să-i spun că cea mai mare problemă și cel mai mare dușman a satului Heltiu este dânsul. Că din cauza lui să pun toate astea negative în față. El le pune, nu le pune altcineva. Eu nu l-am întrerupt și nu am făcut dialogul. După aceea nu sunt aici, domnule. Nu. După aceea. Dar de ce trebuie? Firma care face lucrările pe drumul la Heltiu este în garanție și o să trebuiască cam 2 luni de zile să facă recepția finală. Și noi firma angajată de primărie, firma care a turnat asfaltul, să o face pentru garanție. Și ca să Știți cine a făcut lucrare, a făcut din firma Gelorap, ei fac lucrările, dar în garanție. Le-am făcut diferite sesizări, i-am chemat la fața locului, le-am arătat fisurile care sunt în asfalt și au venit să remedieze ca să poată să facă recepție. Deci este în garanție. Nu are treabă nici primăria cu acea problemă. Vis-a-vis de proiectul de hotărâri cu fibra optică și cu rețeaua de leia, nu știu cât, care trece de la Ajut, la Șișcan, la aia, n-are nicio legătură în acolo. Dumneavoastră ați avut sub... Trebuie să vă uitați mai atent. Vă uitați destul de atent, dar să vă uitați și mai atent. Fibra optică, ce am aprobat noi, la care dumneavoastră v-ați opus și ați zis că merge pe rețeaua existentă. Pe rețeaua de medii tensiunii existentă. Ei trag o sârmă, o fibră optică. Rețeaua pe care o instalează la momentul ăsta, stâlpii care îi montează și la care trec tot felul din macarale, prin tot județul, nu numai la Căiuți, da? Este o rețea nouă. Deci proiectul de hotărâre a fost pentru fibră optică, un cablu de fibră optică, la care să le dăm avizul să intri cu mașinile lor, iar rețeaua nouă de înaltă tensiune, care se construiește pe direcția aceasta, are toate avizele posibile de la toate instituțiile statului și inclusiv de la noi. De la mediu, de apele românii, DSV, Ministerul Apărării, absolut de peste tot. Noi, în proiectul de hotărâre, am avut altceva. Am avut un cablu de fibru optică care se va trage pe rețeaua de medii, care încă nu s-a apucat de acea lucrare. Deci aici le-ați amestecat. Nici ascult. Asta e realitatea. Să mai pun o întrebare. Atât. Da? Domnule, dacă dumneavoastră spuneți că proiectul n-are nimic a face una cu alta. Deci să acceptăm. Proiectul pentru care eu m-am opus e cu fibra optică și n-ar fi trebuit să mă opun, spuneți dumneavoastră. Nu, domnule. Veniți și spuneți că pentru rețeaua de aur, că are toate avizele, inclusiv de la noi. Mă întreb, de ce oare trebuia aviz de la noi, acceptul nostru, să circule cei cu fibra optică, cu nu știu, utilaje pe drumurile comunale, și nu au cerut, nu v-a preocupat pe dumneavoastră, să ceară aprobare, să treacă cu nu știu, utilaje? Că spuneți că au avut toate avizele. Și ăștia care vin cu utilaje foarte mari, macarate 88 de toni. Deci, eu aici mă întreb, dacă podul este cu probleme, și știm că este cu probleme, de ce nu? Vreți să vă dau răspunsul urmă? Păi, dar firesc, ca să mă urmă. Probabil, când s-a inițiat proiectul pentru această instalație, pentru această rețea, nici dumneavoastră și probabil nici eu nu eram primar sau consiliu. Deci, acest proiect pentru rețeaua din altă tensiune, e făcut de ani în urmă. Nu e făcut acum. Dar noi trăim acum. Și podul... Da, și de ce mă întrebați pe mine? De ce l-am avizat eu? Dar nu ar fi fost bine să primiți pot în binarele alea, că stați așa de frați, că vă uitați pe ele. Deci nu este aprobat de mine. Din consiliile anterioare. Dom'le, dar dacă, Doamne ferește, se întâmpla să cadă aia de 88 de toni acolo, nici... Păi, dragi dumneavoastră, că nici bancarta ca să-i spuneți lui ăla cu 88 de toni, că trebuia să treacă numai 22. Eu aici ridic problema. Deci n-a venit, domnule, să fim împotriva unuia să treacă sau nu. Să treacă, că își fac treaba, poate beneficiem și noi de treburile. Dar de ce de la 22 de toni la 88 de toni? Aici e toată problema. Și mă întreb eu, de ce? Eu ca și curiozitate, trebuie rețeaua spune că se face o nouă rețea. De atrag și rețea Chisul, dacă nu mai discutăm în mutinașul, tot așa, paralel cu aia, sau cu ce termocentrale funcționează, dar ce mai face? Face de la Șișcan la transportul lor, e o rețea de înaltă tensiune. Dar nu vedeți că se lucrează cu țări, dar ajută în coace peste tot, să meargă în continuare. Duceți în pomul, și dincolo. Da, vin la o stație de transport. mănasteri, la Șișcan, de acolo e iar, la Butinaș, de acolo iar. La Ionene. Da. Deci nu mă surprinde faptul că fac rețele, dar nu fac producție. Deci mi se producă curentul. Adică să transport, dar ce transport? Că de la noi am închis. Au producție nouă, și din două, dar ce pot ei în magazinul. Energia verde. Da, energia verde. O transmite spre munte, spre, de la, din Dobrogea, din zona mai cu vânt, mai cu multă soare, o transmite. Și nu făceau față, asta nu înțeleg. Nu făceau față, așa nu fac față așa. Ei consumă mai în zonă asta, probabil. Dar